Pace tuturor și Domnului tău. Sfântă Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii și căzând la picioarele Iisus, îl ruga să intre în casa lui, numai o fiică avea, ca de 12 ani, și ea era pe moarte. Și pe când se ducea el, mulțimile îl împresurau. Și o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de niciunul n-a putut să fie vindecat, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți, tăgăduind Petru și ceilalți care erau cu el, au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu întrebi, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit. Îndată, iar el i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și încă vorbind el, a venit cineva de la mai marele sinagogi zicând, a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el, știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat zicând, copilă, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să îi se dea să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Lesen aus der Lukas Evangelium, in jener Zeit kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher war. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihm, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, lag im Sterben. Während Jesus auf dem Weg zu ihm war, drängte sich die Menschen um ihn und er drückte ihn beinahe. Darunter war eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt und bisher von ihm angeheilt werden konnte. Sie drängte sich vor hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam die Blutung zum Stillstand. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alles abstritten, sagte Petrus und seine Gefährten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, kam sie zitternd zu ihm, fiel von ihm nieder und erzählte von allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sich durch die Berührung sofort gesund geworden war. Da sagte er zu ihr, meine Tochter, deine Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Während Jesus noch redete, kam einer, der zum Haus des Synagogenvorstehers gehörte,
und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte es und sagte zu Jairus, sei ohne Furcht, glaube nur, dann wird sie gerettet. Als er in das Haus ging, ließ er niemand mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus und die Eltern des Mädchens. Alle Leute weinten und klagten über ihren Tod. Jesus aber sagte, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachte sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte das Leben in sie zurück und sie stand sofort auf. Und er sagte, mal sollte ihr etwas zu essen geben. Ihre Eltern waren aber außer sich, doch Jesus verbot ihnen, jemanden zu erzählen, was geschehen war. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice părinte, dragii mei, și când s-a întors Iisus, l-a primit mulțimea, căci toți îl așteptau. Și iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui. Haideți să mai citim o dată acest verset. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui. Dragii mei, pe câți oameni ați băgat dumneavoastră în casa dumneavoastră? Să luați un om de pe stradă și să ziceți, hai, intră la mine în casă. Niciodată și pe nimeni. Eventual, noi dacă facem ceva de genul ăsta, facem de milă, poate să ajutăm pe cineva, poate vedem un om bătrân sau un om bolnav, dar chiar și atunci avem teamă să băgăm pe cineva în casa noastră. Cu atât mai mult să băgăm acolo, să băgăm în casă, acolo unde avem lucrurile mai importante sau acolo unde este camera în care locuim noi, acolo unde este mai intim. Oamenii nu fac așa ceva, nici noi și nici oameni, nici alți oameni, nici oamenii de demult și nici oamenii de acum nu fac așa ceva. Nu iei un om străin de pe stradă să-l bagi în casă. Ceva ciudat se întâmplă aici. Pentru că zice că acest bărbat, Iair, a căzut la picioarele lui Iisus și îl ruga să intre în casa lui. Intră în casa mea, se ruga de el, a căzut în genunchi și se ținea de el. Intră în casa mea, te rog. Vedeți? Acest fel în care se poartă Iair spune ceva. El zice niște cuvinte, dar cuvintele lui înseamnă ceva anume. Ați văzut că unii vorbesc despre un metalimbaj sau tu spui ceva, dar de fapt înseamnă altceva. Ce înseamnă de fapt, ce face felul în care reacționează bărbatul acesta, omul acesta? În primul rând, omul acesta era disperat. Asta este evident. Și în al doilea rând, el vorbește ca un om care zice, nu mai pot, nu mai reușesc, lucrurile mi-au scăpat de sub control, până acum am crezut că pot să controlez lucrurile din viața mea, până acum am crezut că pot să traversez viața
pe propriile picioare. Până acum am crezut că am cunoștințe, am prieteni, sunt stabil, dar acum simt că îmi fuge pământul de sub picioare. Acum simt că sunt atât de slab, atât de vulnerabil, atât de incapabil. Nu pot pur și simplu să fac nimic. Se întâmplă ceva în viața mea și eu n-am absolut nici cea mai mică putere. Așa că acest bărbat, care făcea parte din oamenii de vază ai acelei localități, s-a pus în fața celorlalți oameni, pe stradă, în drum, în genunchi, în fața unui om controversat, Mântuitorul Hristos, că era controversat atunci, în fața tuturor, repet, și fără nici cea mai mică rușine, fără nici cea mai mică îndoială, s-a dus la Hristos ca la ultima scăpare, s-a prins de picioarele lui și a zis: intră în casa mea, te rog, intră în casa mea. Asta înseamnă de fapt ce a făcut el. De ce? Haideți să ne gândim cine era Iair. Iair era mai marele sinagogii din acea localitate. Vă dați seama că atunci nu existau televizori, internet, baruri. Oamenii știau un singur lucru: munca, și când nu era munca, sinagoga. Așa cum erau la noi, de exemplu, munca și biserica. Oamenii ce știau înainte? Nu aveau distracții. Ori se odihneau un pic, dacă puteau să odihnească cu familia, în rest, singurul lucru unde se duceau era biserica. Asta era toată viața, asta era concepția lor de viață. Muncă și Dumnezeu. Și era sănătoasă. Nu era rea. Ei bine, asta înseamnă că atunci toți oamenii îl cunoșteau pe acest bărbat. Și îl respectau, făcea parte din oamenii de vază ai acelei localități, era mai marele sinagogii. Deci toți când se întâlneau cu el, majoritatea de acolo îl cunoșteau pe el. Poate că erau și oameni care veneau la el să îi ajute. Se gândeau: tu ești mai marele sinagogii, tu ai cunoștințe, tu faci parte dintre oamenii de vază ai localității, ajută-mă, pune o vorbă pentru mine în diferite situații. Nu este exclus. Dar în situația asta, acest bărbat care era salutat și era respectat în fiecare zi, se simțea inutil, incapabil, simțea că este nimic. Deși oamenii îl salutau și îl aveau la cinste, el se simțea că este nimic. Simțea că nu are nici cea mai mică putere. Nu poate să schimbe absolut nimic din ceea ce se întâmplă în viața lui, cu copilul lui. Pentru că el avea o copilă care era pe moarte. Și deși era bogat și avea o anumită situație materială și avea atâtea cunoștințe, nu putea să facă nimic. Dar Iair are ceva interesant. Și când spun că are ceva interesant, vreau să spun, mă refer la faptul că are ceva ceea ce noi putem învăța. Asta vreau să spun prin interesant. Ce anume? Vedeți, ați văzut cum apa curge prin crăpături, Dumnezeu trimite ploaia și apa curge și intră pe unde nu te aștepți. Apa își găsește locul ei pe unde să se scurgă. Tu vezi o vale, dar apa nu curge neapărat după forma văii, ci curge pe unde își găsește ea, pe să se strecoare mai bine. Așa lucrează Harul lui Dumnezeu și deși nouă ni se pare că aici e vorba despre vindecarea acestei copile, este vorba și despre vindecarea ei, mai e vorba și despre altceva. Mai este vorba despre Iair. Noi vedem ce este în sufletul lui Iair, acestui bărbat. El avea ceva, ceea ce mulți oameni nu aveau. Era disperat, și asta o cunosc toți oamenii, știu ce înseamnă disperarea. De el avea disperarea omului care crede în Dumnezeu. Asta e o disperare diferită. Disperarea omului care nu crede în Dumnezeu îl trimite pe om foarte repede la marginea puterilor lui și se îmbolnăvește de nervi, cade în depresie și ia lumea în cap, nu te mai înțelegi cu el, se înrăiește, se transformă. Disperarea și suferința și neputința îl transformă pe om. Omul este bun și respectuos și politicos atât timp cât lucrurile merg bine. Atunci când nu mai merg bine și omul simte că
Îi fuge pământul de sub picioare, începe să se vadă ce e în sufletul lui. Și în general oamenii reacționează destul de urât, pentru că nu au disperarea omului care crede în Dumnezeu. Omul care crede în Dumnezeu când este disperat, în mintea lui îl ia în brațe pe Dumnezeu, gândul către Dumnezeu, și în același timp parcă îl trage la răspundere pe Dumnezeu pentru suferința lui, dar nu îndrăznește în același timp să-l tragă la răspundere, pentru că își dă seama că nu are dreptul să facă asta, nu poate. Nu poți să-l tragi pe Dumnezeu la răspundere. Dar în același timp s-ar lupta cu Dumnezeu și mintea lui și disperarea lui îl ia în brațe pe Dumnezeu și se luptă într-un fel cu Dumnezeu, fără să jignească, fără să-și piardă evlavia și credința. E o disperare care îl întinge, care îl întinde la margini și la margini și la margini și la margini pe care el însuși nu le știa că le are în el, pentru că nu le avea de fapt. Dumnezeu lărgește sufletul omului, dar nu îl lărgește atunci când este totul bine, ci îl lărgește doar în situații limită. Și atunci sufletul omului începe să-l simtă pe Dumnezeu. În această împreunare, în această luptă în care mintea se întinde după Dumnezeu, dar în același timp nu îndrăznește să hulească, dar totuși se ridică către Dumnezeu și ridică toată puterea către Dumnezeu. Asta este disperarea omului credincios. Disperarea omului credincios îl face pe om să se transforme, se transformă altfel. Asta se numește cuptorul ispitelor, așa se numește în psalmi și în Vechiul Testament, din care oamenii ies mai, aș vrea să mă feresc de cuvântul, mai sfinți și mai curați. Deși, haideți să găsim ceva mai apropiat, ies mai apropiați de Dumnezeu, ies altfel, nu mai sunt aceiași oameni. Iair are credință, dar el încă nu trecuse prin această luptă. Și el era înconjurat, ni se spune în Evanghelia de la Matei, care povestește aceeași întâmplare, dar mai dă un detaliu și spune că acolo erau și cântăreții din flaut. Cântăreții din flaut erau, vedeți, aveau obiceiul ca și la români, bănuiesc că și pe la alte popoare, la mort se cântă din diferite instrumente și oamenii îi cheamă pe acești cântăreți. Deși nu este un obicei creștinesc, vedeți cumva oamenii creștini l-au adoptat și ei. La evrei existau acești cântăreți din flaut și cântau melodii triste, ca pentru mort, ca pentru situația respectivă. Și vine Iair la Mântuitorul Hristos și așa zi și prieteni vin la ei, la Iair, prietenii care până mai cu o zi înainte îi spuneau, îl cinsteau, îl considerau un om de vază, vin aici și spune, nu-l mai supăra pe învățătorul, fata a murit. Vedeți? Prietenii care până acum îl cinsteau, dar îl cinsteau fals, așa zi și prieteni, acum nu ar fi obosit să arunce cu cea mai mare ușurință pământ peste corpul copilului lui. A murit. S-o îngropăm. Nu se mai poate face nimic. Aceștia sunt oamenii. Aceștia suntem noi, oamenii. E ca o lecție din partea lui Dumnezeu ceea ce îi arată atunci lui Iair. Îi arată Dumnezeu lui Iair, uite. Uite cine te lăuda pe tine. Uite de cine te bucurai tu. Uite cine te ținea pe tine în cinste. Uite cine spuneai tu că sunt prietenii tăi. Uite cine spuneai tu că sunt apropiații tăi, în care spuneai nădejdea să te ajute. Și ai ajuns la disperare și te gândeai că uite, nu mai ai ce să mai faci. Uite cine sunt. În chiar problema ta cea mai sensibilă. Ei ar spune, da, bine, a murit, hai să o îngropăm, să-l aruncăm pământ, s-a terminat. Mai departe? Ăștia sunt oamenii, atunci când ne punem nădejdea în ei, Dumnezeu ne arată că trebuie să iubim pe oameni, pentru că sunt chipul lui Dumnezeu și suntem frați într-un anumit punct de vedere, dar să nu ne punem nădejdea în oameni, să nu așteptăm de la oameni ceea ce trebuie să așteptăm de fapt de la Dumnezeu. Și Dumnezeu îi arată. De asta merge Mântuitorul Hristos cu el și îi zice, liniștește-te,
Păi arată mai întâi, de fapt, lumea în care trăia, în care trăia el, pentru că el o vedea cu alți ochi. El o vedea cu alți ochi. Poate că era un om puțin naiv, poate că era prea credincios, poate că pur și simplu se umflase de mândrie din cauza laudelor pe care le primise până atunci. Dar el nu-i cunoștea pe oamenii în jurul lui și Dumnezeu îi arată. Și îi arată, de fapt, în cine trebuie să-și pună nădejdea. În el. În Dumnezeu. Și învață acum Iair ceea ce învață toți oamenii în care se naște dragostea față de Dumnezeu. Toți oamenii care se naște dragostea de Dumnezeu, cândva, la un anumit punct în viață, au ceva în comun. Au mai multe lucruri în comun sau lucruri care deosebesc, dar există ceva care îi face să se asemene foarte mult pe toți. Atunci când se trezește dragostea de Dumnezeu în oameni, ei realizează că nu trebuie să se mai uite în stânga și în dreapta. Trebuie să spună bună ziua și trebuie să fie politicoși, dar nu se mai uită în stânga și în dreapta. Se uită decât în sus și înainte. Nu le mai e rușine. Exact ca Iair, care până atunci era în cinste, nu își permitea să facă diferite gesturi, era o persoană, am spune noi astăzi, era o persoană publică acolo în localitatea respectivă. Am zice noi astăzi în cuvinte așa mai moderne. Normal că nu își permitea să facă anumite gesturi când și-a dat seama și când a simțit că singurul colac de salvare este Dumnezeu, a lăsat această rușine de fațadă deoparte, s-a pus în genunchi, nu l-a mai interesat ce spuneau prietenii și ceilalți. Te pui în fața, pentru evrei să te pui în genunchi în fața unui om era un gest foarte semnificativ. Pentru că în toată religia lor evreii, în toată istoria lor evrei, s-au luptat cu idolatria. Treceau un pic timp, ei treceau la idoli, se închinau la diferite lucruri. Și atunci când era bine, ei știau, nu trebuie să-ți pleci genunchii la nimic de pe fața pământului. Nimic. Decât lui Dumnezeu. Atât. E, pentru ei, un bărbat sau un om, să se pună în genunchi în fața unui om, era deja un gest de credință. Era un gest foarte periculos pe care l-a făcut el. Puteau să-l omoare cu pietre atunci. Puteau să zică, ce faci, te închini în fața unui om? Puteau să-l omoare cu pietre. Ca să vă dați seama ce era în sufletul lui, vă spun aceste lucruri. Nu l-a interesat acest aspect. Știa foarte bine lucrul ăsta, era mai marele sinagogii. Asta înseamnă că el, în sinagogă, se citea din lege și el avea grijă ca totul să se desfășoare cum trebuie, ca sinagoga să fie întreținută cum trebuie, să meargă toate lucrurile așa cum trebuie. El știa toate aceste lucruri. Le știa. Dar, în momentul ăla, el și-a dat seama că singurul de care se poate agăța este Hristos. Și-a lăsat frica deoparte, puteau să-l omoare cu pietre, a lăsat rușinea, a lăsat întrebările familiei, sau mă gândesc, nu știu, știți, în familie întotdeauna există cineva care spune că ești prost dacă crezi, dacă tu ai credință în Dumnezeu, sau au comentarii de genul ăsta, a lăsat toate aceste lucruri deoparte. A lăsat deoparte ce au spus, ce spuneau vecinii, a lăsat deoparte ce spuneau cei cu care stătea el la masă, alte persoane publice, a lăsat deoparte tot. Nu l-a mai interesat. Și s-a pus în genunchi și a spus, intră în casa mea, am nevoie de tine. Ești singurul de care mă pot lega. Ești singurul. Acest lucru au toți sfinții în comun. Învață să nu le mai pese de ce zic oamenii. Fie că îi laudă, fie că îi înjură, fie că vorbesc frumos, fie că îi critică, ei știu că sunt vorbe de oameni. Vorbe omenești. Atât. Și învață să nu asculte decât de Dumnezeu. Contează decât ce zice Dumnezeu. Învață că singurele lucruri tari în viață pe care poți să pui piciorul și să nu cazi, deși nu se văd, sunt poruncile lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și atunci Iair îi spune Mântuitorului Hristos, îi zice, vină în casa mea. Vedeți, până atunci Iair îl urmărea pe Mântuitorul Hristos, că era Mântuitorul public, era foarte cunoscut și foarte controversat. Îl urmăreau cu mult interes, cu sufletul la gură, cu ură unii,
cu neîncredere alții, pentru că lor li se părea că Mântuitorul Hristos face lucruri noi. Considerau că în legea lor, de exemplu, nu trebuie să vindeci oameni sâmbăta. Asta înseamnă că faci un lucru, e ca și cum ai munci. N-ai voie să lucrezi sâmbăta, că sâmbăta e zi de odihnă la ei, la evrei. N-ai voie să muncești. Vedeți, aveau o înțelegere, care nu prea era bună. Dumnezeu, când a dat legea oamenilor, a dat-o ca să fie bine pe pământ. N-a dat legea ca oamenii să se omoare cu ea, să-și dea cu ea în cap. Așa cum fac jihadiștii. De orice nație ar fi ei, fie evrei, fie arabi. Că și unii și alții consideră că, conform legii lui Dumnezeu, trebuie să ne omorim unii pe alții dacă ceilalți n-au credință. E bine, acest bărbat îl invită pe Hristos acolo unde el ținea ce avea mai de preț. Acolo unde nu lăsa pe oricine să intre. Vă dați seama că acolo unde stătea pe pat copilul lui, nu trecea oricine, nu intra oricine. Îl invita acolo. În sufletul lui, de fapt. Că acolo era sufletul lui, cu copilul lui. Exact așa suntem noi, dragii mei, când venim la spovedanie. Care este asemănarea? Asemănarea este că Iair îl cheamă direct acolo înăuntru. Noi pe Mântuitorul Hristos, din cauza că nu suntem disperați, nu-l chemăm înăuntru sufletului nostru. Noi nu încercăm să curățim mizeria din adâncul sufletului nostru, ci povestim la spovedanie lucruri din curtea sufletului nostru. Vedeți? Iair nu l-a chemat în curte pe Mântuitorul Hristos. Nu i-a zis, vină la mine în curte. Nu i-a zis, vină în fața casei mele. Ci a zis, vină în casa mea. Mai exact știm unde îl chema. Exact unde era mai important în sufletul lui. Acolo era sufletul lui, lângă copilul lui. Unde era cel mai important. L-a chemat înăuntru, în adânc. Acolo nu intrau toți. Mi se spune, cântăreții din flaut erau afară, prietenii erau afară, cunoștințele erau afară, toți erau afară. Înăuntru nu erau decât copila și cine avea grijă de ea, atât. Și el acolo îl cheamă pe Hristos. Cam așa suntem noi, numai că noi nu avem o fată pe moarte, noi avem suflet. Dar noi nu îl chemăm pe Hristos înăuntru, în adânc, acolo. Noi nu curățim mizeria aia din adâncul sufletului, ci venim și povestim la spovedit. Copilul meu a intrat la facultate, eu mi-am deschis magazin, alaltă ieri mi-am luat mașină, am vorbit cu vecinul și mi-a spus nu știu ce. Și se întreabă preotul săracul, ce, frate, dar omul ăsta de ce a venit aici, cea că vrea să spovedească? Să apucă să-mi spună tot ce a făcut el toată săptămâna. Dar sunt oameni care așteaptă și sunt oameni care pe mine ca preot s-au supărat pentru că n-am apucat să-i spovedesc din cauza că sunt oameni care stau să povestească lucruri pe lângă. Ei, oamenii săraci, săracii oamenii aceștia nu știu. Dragii mei, când venim la spovedit și eu, și părintele, și oricine se spovedește, se duce ca să-și deschidă sufletul și să scoată din el mizeria. Te duci ca la un doctor, ca la un chirurg, care umblă acolo, deschide frumos cu bisturiul, scoate puroiul, scoate mizeria, tu îl ajuți mărturisind, el spune rugăciunea, Dumnezeu lucrează și bună ziua, sunt copii care se spovedesc în 5 minute. Vine, spune ce a făcut, îl vezi că îi pare rău, deci are atitudinea potrivită, se vede că îi pare rău pentru ce a făcut și pleacă imediat. Deci sunt copii care au conștiința felului de a se spovedi mai bine decât adulții. Și sunt adulți care vin și consideră că părintele stă acolo ca să facă ședințe de psihologie ore întregi. Și sunt oameni care supără, care au probleme reale, adevărate, care ar vrea, care nu s-a spovedit niciodată și pentru prima dată vin spovedit și zic că nu mai stau, că deja am stat prea mult, am stat de vreo două ore, nu, îmi pare rău, nu pot. Și vin altă dată și nu mai vin niciodată. Dragii mei, suntem aici și eu și dumneavoastră ca să ne folosim de Dumnezeu. Dar trebuie să avem așa grijă. Îl chemăm pe Dumnezeu înăuntru, nu în curte, și când îl chemăm înăuntru, să facem ce zice. Vedeți, Iair lasă totul deoparte, nu-l mai interesează tot, exact cum spune Sfântul Pavel. Pentru Hristos, tot ceea ce am considerat eu că mi-era de folos până acum, am considerat gunoi. Și Pavel era tot ca acest Iair. Era și mai și, era fariseu, era învățător de lege. Și când l-a descoperit pe Hristos, el ne spune, toate pe care eu le consideram că îmi sunt de folos, care? Păi se lăuda că el este evreu.
se lăuda că el, spre diferență de alți oameni, el cunoaște legea, e fariseu, este învățat. Se lăuda că el l-a învățat la picioarele lui Gamaliel, un mare învățător de acolo, și alte lucruri. Și pe aia și-a dat seama că toate acestea sunt lucruri omenești. Mori, intri în pământ și nu mai interesează pe nimeni de acele lucruri. Zice, pentru Hristos pe toate le-am considerat pagubă. Și el l-a băgat pe Hristos în sufletul lui, la fel ca Iair l-a luat în camera cea mai dinăuntru a sufletului lui. Vin ei acasă și acasă oamenii râd de Hristos și de Iair, ca să vedeți, lumea insistă să te facă de râs, să te simți prost atunci când se vede credința ta, că tu ai credință, că de multe ori și e bine să nu fim genul de oameni care umblăm cu cruci de 50 de centimetri la gât, să ne bătem în piept că noi suntem credincioși, dar cândva Dumnezeu lucrează și iese la suprafață și se vede credința și unii o văd și țin să ne facă să ne simțim prost. La fel, așa și aici, au ținut să râdă de Hristos și de Iair. E prost, nu-și dă seama, a murit copila. A murit, ce nu poți să-ți dai seama, nu vezi? Așa este lumea care nu crede în Dumnezeu și acum crede ceva, peste 50 de ani crede altceva, peste 100 de ani crede altceva și tot așa și tot așa. Și oamenii din timpul respectiv fac multe greșeli și fac păcate pentru că le e rușine să facă ce cred și fac ce le spune lumea. Cândva era o mare cinste pentru o femeie să se căsătorească fată mare, fecioară. Acum este aproape rușine. Vedeți cum se schimbă vremurile? Cât au trecut între timp? N-a trecut mult. Înainte era rușine să fii homosexual. Acum sunt mulți care se bat cu pumnul în piept. Asta este normalitatea. Normalitatea pentru unii. Vedeți lumea cum se schimbă. Înainte era normal să faci copii. Acum nu mai e normal. Acum ești prost când ai mai mult de doi copii. Ești prost? Tu nu gândești? Păi tu nu gândești? Și trec ani după aia și îți dai seama de fapt că ai făcut o greșeală? Pentru că dacă nu-i faci, trebuie să-i trimiți undeva și ei mor și umpli pământul de sânge. Asta apropo de cei care zic că România e pământ sfânt. Nu e pământ sfânt, e pământ plin de sânge de copii avortați. Foarte multe avorturi are România. Lumea se schimbă și cei care se ia după lume și ascultă ce spune lumea și nu gândesc și nu l-au ca reper pe Dumnezeu, fac greșeli. Pentru că lumea are în spate un alt sfetnic, un alt învățător. Nu l-are pe Dumnezeu, ci l-are pe diavol. Același diavol care a șoptit la urechea Evei și i-a zis, nu e adevărat, nu ascultați pe Dumnezeu. Dumnezeu, lui Dumnezeu e frică de faptul că voi o să fiți ca El. Deci primul bârfitor, primul intrigant, primul șoptitor la ureche, care l-a învățat pe om să nu asculte Dumnezeu, a fost diavolul. Pentru că Eva a avut un mic proces de conștiință. Da, știi, dar Dumnezeu ne-a zis așa, avem poruncă, începuse să funcționeze un pic conștiința. Și el i-a liniștit imediat. Prietenul cel bun. Asta e prietenul cel bun care zice, stai liniștit, e totul în regulă. Fă-i! Ăsta e primul, probabil este același diavol care la început a păcălit-o pe Eva. Același diavol vine acum sub forma prietenilor celor buni care zic, nu-l mai supăra pe învățătorul. Fata a murit. Cum adică să nu mai supere? Credeți că erau bine intenționați? Nu erau bine intenționați. Că dacă ar fi fost bine intenționați, ar fi zis, ține-te de el! Ține-te de el! Fă cum faci și bagă-l în casă! Nu-i da drumul, nu-l lăsa să nu scape, ține-te de el bine! Dacă erau bine intenționați. Dar ei, chipurile fiind bine intenționați, zic, nu-l mai supăra. Nu le era lor că-l supără pe Hristos. Dacă le-ar fi fost că-l supără pe Hristos, ar fi venit cu o pâine să-i spună, poate ți-e foame, ia și mănâncă. Umbli de atâta timp pe drumuri, stai atâta cu oamenii, nu s-a dus nimeni să mănânci, ia și mănâncă, stai un pic și mănâncă. Bea un pahar cu apă,
Dar nu-i interesa pe ei. Erau falși, erau mincinoși. Erau doar un fel de politică. Erau așa, vreau să pară că sunt prieteni cu ele. De fapt, nu-l suportau pe Hristos și nu le plăcea ideea că mai marile sinagogii se apropie de Hristos. Înțelegeți? Se gândeau că îl pierd. Acum îl pierdem și pe acesta. Se duce și acesta după Hristos. Ce ne facem? Nu. Și lasă, că a murit fata, lasă, nu-l mai lua, nu-l mai supăra. Dar omul deja simțise, văzuse cine erau oamenii, ce este lumea, s-a ținut tare de Hristos și Mântuitorul a simțit sufletul lui și a venit cu el. Dragii mei, în Evanghelia aceasta, vedem din nou șoapta lumii și cine este în spatele lumii. Sfinții Părinți ne explică așa. La Sfântul Isaac Sirul am găsit această explicație, pentru că de mai multe ori în Evanghelie ni se vorbește despre lume. Deci să nu iubiți lumea. Sau ce este lumea? Lumea este pofta ochilor, pofta trupului. Deci ce este această lume? Ce este lumea? De ce se zice asta? Că lumea sunt oamenii, cum poate să fie rău lucru lui Dumnezeu? În Noul Testament, în Evanghelie, când se vorbește despre lume, se vorbește despre toate patimile și despre toate lucrurile rele pe care le fac oamenii, adunat sub un singur cuvânt. Îi zice lumea. Pentru că în lume toate acestea sunt ca un cumul, se adună. Poate să vorbească despre patimi separat sau poate să vorbească despre patimi în general. Și aceasta este lumea. Omul respectiv care i-a zis, lasă-l că nu-l mai supăra pe învățătorul, că a murit fata. El nu și-a dat seama, dar a lucrat diavolul prin el. Și el făcea parte din lume. Poate cândva i-a părut rău după aia. Pentru că pocăința este pusă la îndemâna tuturor oamenilor. Și cu toții greșim. Cu toții facem parte din lume și suntem chemați de Hristos care zice pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, cu alte cuvinte ieșiți din lume, rupeți-vă din lume ca să puteți să intrați în împărăția cerurilor. El fiind împărăția cerurilor. Ei bine, aceasta este lumea. Învățăm și vedem ce este lumea în această Evanghelie. Învățăm că lumea vine cu un gust dulce, cu niște cuvinte mângâietoare, dulci, plăcute, potrivite, cele mai potrivite cuvinte, cu niște cuvinte bine cântărite, care îți cad la inimă de multe ori, de la oameni care știu să se poarte cu tine, dar care... din care lipsește Dumnezeu. Și de asta oamenii în care se aprinde dragostea de Dumnezeu par pentru ceilalți nebuni. Mai apare câte unul care zice eu mă duc și mă spovedesc, gata, mă duc la biserică. Și oamenii nu-i zic nimic, părinții sau în familie sau vecinii sau cunoscuții. Și mai trece o duminică și zice eu mă duc la slujbă. Și ăștia încep să se uite și să zică bă, dar ce e cu tine? Te-ai cam schimbat, ce? Te-ai pocăit și încep să râdă. Și omul se simte un pic prost, că nu știe ce să răspundă, că e nou venit la biserică și nu prea știe ce să răspundă, dar în sufletul lui știe că vrea să vină. El trebuie să spună, da, m-am pocăit. Simplu și gata. Nu trebuie să te intereseze de ce zic oamenii și lumea. Pentru că ei după aia, când vor avea probleme, vor veni la tine, vor zice, bă, hai să mă duc la bisericosul ăla, că el știe să-mi spună, ia zi-mi și mie, cum se face, ca să dau și eu un pomenic, că uite, e mama bolnavă sau e copilul meu bolnav sau mi-au spart mașina sau am probleme, nu merge bine în viață, cum se zice, știți? Și vine la bisericos să-l întrebe. Așa e lumea. Nu vă luați după lume, că lumea încearcă să ne facă să ne fie rușine de Dumnezeu. Vai de cel căruia e rușine de Dumnezeu! Vai de cel căruia este rușine de Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu se va rușina de el când va veni, atunci se va da pe față. Dragii mei, să îmbărbătăm sufletele noastre. Să îmbărbătăm sufletele noastre și să nu ne lăsăm mințiți de dulcegăriile lumii. Chiar dacă drumul lui Dumnezeu uneori pare greu, cu hopuri. Chiar dacă ceea ce Dumnezeu ne pune înainte nu ne convine. Să învățăm să iubim voia lui Dumnezeu, pentru că în această voie a lui Dumnezeu îl vom vedea pe Dumnezeu lângă noi. Și viața, deși pare grea la un anumit moment dat, vom învăța să apreciem și să înțelegem și să iubim și să înțelegem că în aceste greutăți este El însuși Dumnezeu. Mi-e teamă să spun multe lucruri pentru că n-aș vrea să le uitați. Dar o să vă dau un mic exemplu și o mică, o să vă povestesc o mică întâmplare din Vechiul Testament
Este vorba despre cei trei tineri din Babilon. Ei erau evrei. Împreună cu Daniel erau patru. Și nu aveau voie, printr-un decret al regelui Babilonului, al împăratului, să-și practice cultul. Au fost prinși că ei se duceau și se rugau și au fost aruncați într-un cuptor de foc. Și ei au spus așa, pentru că li s-a spus, puteți să vă deziceți de credința voastră, exact ca la martirii brâncoveni, și o să fiți iertați, sau dacă nu vreți să vă deziceți, veți merge într-un cuptor de foc, pe care ei îl aprindeau și aruncau acolo oameni și pedepseau și asta era tot. Oamenii mureau arzând. Asta s-a întâmplat și în timpul mucenicilor creștini. Și eu zic așa, noi nu ne dezicem de Dumnezeu și Dumnezeu ne va scăpa. Și dacă nu ne va scăpa, nu ne va scăpa din cauza păcatelor noastre. Dar noi de Dumnezeu nu ne dezicem. Înțelegeți? Este bărbăția sufletului care își pune nădejdea în Dumnezeu, își vede propriul păcat, limitele lumii în același timp și din cauza asta pare nebun, curajos pentru unii, frumos pentru alții, inaccesibil pentru alții, dar omul acesta nu se uită nici la stânga, nici la dreapta. El știe că e păcătos, dar în același timp știe că l-are pe Dumnezeu de-a dreapta. Și asta este tot ceea ce ne trebuie, dragii mei. Poate să fie război și oamenii sunt nebuni pentru că nu-L au pe Dumnezeu și fac război. Poate să fie foamete, poate să urmeze și foamete. Poate să fie boală, poate să fie orice. Dacă ne despărțim de Dumnezeu, dacă nu curățim sufletele noastre, dacă nu avem grijă ce ne trece prin suflet, prin minte, ce scoatem din gură și cum ne purtăm, pierdem pe Dumnezeu. Și lumea, știți cum va face, ne va ridica, ne va ridica, ne va ridica până când va da cu noi de pământ. Așa cum vedem acum, pace, pace și în loc să fie pace, mai apare un război. Pace, pace și mai apare o boală sau așa zisă boală sau orice ar fi. Dragii mei, închei cuvântul acesta cu rugăciunea ca dumneavoastră să nu uitați și să țineți tot timpul minte că dulcegăria lumii este mincinoasă. Dulcegăria lumii este mincinoasă și nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă pare ca un jug, cum spune Mântuitorul Hristos, jugul meu, deci este jug, este dulce și bun. Îl descoperim pe El, pe însuși Hristos, în jugul Lui. Amin.